Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, sunt Iulia Pop, iată care sunt titlurile ediției. Un aparat pentru care statul român a plătit 1 milion de euro se dovedește inutil. Roboscan, menit să depisteze produsele de contrabandă de la graniță, nu a reușit să găsească nici măcar un pachet de țigări de când a fost instalat. Mai mulți candidați la alegerile locale și-au instalat deja afișe electorale în Timișoara, deși legea interzice promovarea acestora până la începerea campaniei. Volume pe alese și oferte promoționale la Târgul Gaudeamus, deschis astăzi în Piața Operei. Iubitorii de carte pot cumpăra volumele preferate la prețuri reduse, chiar și cu 70%. O invenție premiată la nivel mondial pentru care statul român a plătit 1 milion de euro se dovedește inutilă. Este vorba despre celebrul aparat Roboscan, capabil să scaneze camioanele și tirurile din vămi în căutarea țigărilor de contrabandă. Se află în Vama Moravița din județul Timiș încă din 2009, dar a fost pus în funcțiune abia la începutul acestui an. Rezultatele înregistrate sunt uluitoare. Nu s-a găsit nici măcar un pachet de țigări cu ajutorul acestui aparat. Există și o explicație românească pentru lipsa de performanță. Chiar dacă vameșii de la Moravița au în dotare invenția anului 2009, ei trebuie să se bazeze tot pe munca manuală în găsirea țigărilor de contrabandă. Granița României cu Serbia este considerată una dintre cele mai vulnerabile porțiuni ale frontierei de stat, din cauza traficanților de țigări. Dovadă stau capturile realizate doar anul acesta. Au fost descoperite peste 550.000 de pachete, în valoare aproximativă de 3 milioane de lei, dintre care marea majoritate au fost descoperite la punctul de trecere a frontierei Moravița. Sistemul Roboscan nu are niciun merit pentru capturile realizate până acum. Asta pentru că de când a fost adus la Moravița, el a întâmpinat doar probleme. Știu că au fost probleme până s-au creat condițiile de exploatare, pentru că spațiul era foarte mic și a trebuit să ne adaptăm la condițiile locale. Pe urmă, n-au fost bani pentru investițiile necesare, dar acum, în momentul în care vorbim noi, toate condițiile astea sunt întrunite. Un an s-a așteptat ridicarea unui gard care să protejeze angajații de radiații. Alte 12 luni a durat relicențierea tehnologiei, iar acum, la Vama Moravița, nu există suficienți angajați care să știe să folosească aparatul. Deocamdată 2 persoane suntem aici care ne ocupăm de scanarea camioanelor. Căutăm, în general, produse accizabile, tutun, alcool și țigări. Aparatul este folosit doar 8 ore pe zi. Roboscan este considerat cel mai avansat sistem de scanare a camioanelor și containerelor. În 2009 a primit marele premiu la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva. Statul român nu a cumpărat tehnologia Roboscan doar pentru Vama Moravița. Un aparat similar se află și la Vama Albița, doar că acolo, cu ajutorul tehnologiei revoluționare, s-au făcut capturi importante de țigări. Aflăm mai multe de la corespondentul Analog TV, Manuela Strinu. Manuela, bună seara! Bun găsit! În timp ce roboscanul pare să fie folosit în zadar la Moravița, în Vama Albița, în urmă cu 2 săptămâni, aparatul a dus la descoperirea unui număr de 20.000 de pachete cu țigări de contrabandă. Același aparat a fost utilizat cu succes și la găsirea unor pachete cu droguri. Reprezentanții companiei care deține brevetul în România pentru acest aparat spun că Roboscan are ca scop ușurarea muncii polițiștilor de frontieră și a vameșilor. Singura problemă este aceea că rata obținerii unui astfel de brevet de folosire poate fi chiar și de 3 luni. Vama Timișoara mai are o problemă în ceea ce privește combaterea contrabandei cu țigări. În urma unor disponibilizări, de aici au fost dați afară o serie de conducători ai unor câini special antrenați să găsească țigările de contrabandă. Astfel, în Vama mai sunt în prezent doar 2 câini și un singur instructor. Manuela Strinu, mulțumesc. S-au încheiat înscrierile pentru alegerile locale. Cei care au decis să intre în cursa pentru Primăria Timișoara, dar și Consiliul Județean Timiș, au depus dosarele de candidatură. 15 persoane se luptă pentru fotoliul de primar, iar pentru un mandat la șefia Consiliului Județean Timiș sunt 9 aspiranți. Claudia Marinescu vine cu detalii. Bun găsit! Vor să ocupe fotoliul de primar al Timișoarei 15 candidați, printre care directorul Filarmonicii Banatul Ioan Gârboni, care candidează ca independent. Managerul Spitalului Județean Gheorghe Nodiț candidează din partea PDL, iar fostul rector al Universității Politehnica Nicolae Robu este susținut de USL. După ce actualul primar a ieșit din cursă, locul a fost luat de viceprimarul Adrian Orza. În cursa pentru primărie au mai intrat Sabo Francisc, Ion Răducanu, fostul cadru militar Mihai Baia, președintele PRM Grigore Trif, Floare de
Dragomir, Claudiu, Butuz, Ilie, Bertea, Marinel, Suciu, Ștefan, Ghirel, de Arodica, Vlad și Nicolae Antonie. Pentru conducerea Consiliului Județean Timiș au fost depuse 9 candidaturi. Primul care și-a depus candidatura este Titu Bojin din partea USL, urma de Halas, Franciscu DMR, Maria Petan, Valentin Gabriel Rădulescu, Iosif Ingriș UNPR, Constantin Ostaficiuc, Adrian Nicolae Deaconu din partea PPDD, Marius Cârceie și Dan Lungu Ferdinand. La Consiliul Local Timișoara, lista candidaților PDL este deschisă de Gheorghe Nodiț, Ovidiu Ciuhandu și de Constantin Ștefan Sandu. În Uniunea Social-Liberală, locurile eligibile sunt împărțite între social-democrați și liberal. Lista începe cu Petru E. Garner și Aurel Deaconu din PNL și Sorin Grindeanu, actualul viceprimar. La Uniunea pentru Timiș, lista este deschisă de actualul primar Gheorghe Ciuhandu. La Consiliul Județean Timiș, lista celor din USL începe cu Adam Crăciunescu, Marcel Mihoc și Sorin Supuran. La PDL, cap de listă este Constantin Ostaficiuc, urma de Tiberiu Lelescu și Dorin Cutu. La Timișoara au apărut primele dispute electorale. Candidații la alegerile locale au început să-și afișeze deja prin oraș însemnele și mesajele, chiar dacă mai este o săptămână până la începerea efectivă a campaniei electorale. Asumate sau nu, meșurile și afișele au apărut pe lângă cele mai circulate artere din oraș. Astăzi după amiază, Timișoara, câțiva muncitori montează un afiș care îl prezintă pe Titu Bojin, candidatul USL la președinția Consiliului Județean Timiș. Cine v-a pus ca să puneți acest afiș? Șef, nu vorbiți cu noi, la cum ne vorbiți cu la șef. Că nu știm, noi suntem mai amici. N-am făcut niciun afiș din punct de vedere electoral. Deci un afiș din punct de vedere profesional, cu păstrați apele curate, e activitatea mea care am desfășurat-o până la intra în campanie. Sunt mai mulți afișe în Timișoara de luni de zile, dacă vreți, de anul trecut, care au fost puse din punct de vedere al profesiei unii cu pâinea. Un alt însemn care a apărut în mai multe zone din Timișoara este cifra 1. Sigla apare chiar și pe contul de socializare a candidatului PDL la primăria Timișoara, Gheorghe Nodiț. Reprezentanții partidului nu și-o asumă însă. Nu avem nicio legătură, din câte știu, pe bannerul la care face domnul Orza referire, nu există semnele niciunui partid politic. Nu știu pe unde domnul Orza a tras concluzia cum că acele bannere la care face referire ar aparține vreunui partid politic. Se lipesc tot felul de lucruri care, chiar dacă nu conțin un mesaj electoral direct, sunt ilegale, din două motive. Dată că n-a început încă această campanie electorală și doi, pentru că acele bannere nu cred că au, din primele verificări făcute, autorizațiile necesare să fie acolo. Și unul dintre consilierii locali a afișat luni la rând în oraș reclame gigant la firma sa de panificație. Ovidiu Ciuhandu nu a putut fi însă contactat pentru a comenta amplasarea meșurilor înainte de campania electorală. Cei care ar trebui să ia măsuri nu au pe cine să sancționeze. Până în acest moment noi nu am primit niciun fel de sesizare sau contestație cu această motivație, dar în ipoteza în care vom primi, ne vom întruni și vom examina dacă sunt sau nu întemeiate astfel de critici. La multe dintre ele nu există niciun element de identificare a proprietarului și în acest caz nu se pot lua măsuri. Reprezentanții primăriei au început montarea de panouri pentru afișele electorale, dar până în 11 mai acestea vor rămâne goale. Nu același lucru se poate spune însă despre zidurile și pasajele din oraș. Corespondentul Analog TV, Diana Roșca, știe exact de când au voie oficial candidații să afișeze mesaje electorale. Diana, bună seara! Bună seara, Iulia! Campania electorală începe oficial în 11 mai. De-abia de atunci candidații au voie să-și afișeze inscripțiile și mesajele electorale pe toate străzile din oraș. Dar se pare că unii dintre ei au fost nerăbdători, au început încă de astăzi să afișeze tot felul de panouri publicitare ce conțin mesaje despre activitatea lor profesională. Așadar, se anunță o competiție acerbă despre această luptă electorală, pentru că participă în acest an 15 candidați. Cât despre excesul de publicitate electorală, reprezentanții primăriei s-au gândit la un proiect cu reguli dure, dar din păcate acesta nu a fost aplicat pentru că nu a trecut de votul consilierilor locali. Atât deocamdată despre acest subiect, Iulia. Diana Roșca, mulțumesc. După numirea noului guvern și reprezentanții executivului în teritoriu vor fi schimbați. După 3 ani de mandat, Mircea Băcal începe încet, încet să-și facă bagajele. Mă duc de unde am venit și sunt un tânăr, nu am de gând să intru nici în concediu medical și nici să dau statul în judecată, să țin de scaun. Aștept, în cazul în care se pronunță guvernul actual, să fiu schimbat.
Înainte de a fi numit prefect, Mircea Băcală a lucrat în cadrul Consiliului Județean Timiș pe postul de consilier al președintelui CJT Constantin Ostaficiuc. Din 2009 este reprezentantul guvernului în teritoriu. Acum Mircea Băcală se așteaptă ca postul său să fie luat de un prefect susținut de Uniunea Social-Liberală. Astăzi a început ultima etapă de înscriere în clasa pregătitoare și clasa 1. În Timișoara, unitățile școlare mai au la dispoziție 650 de locuri libere la clasa pregătitoare și alte 300 la clasa 1. Practic, este ultima strigare atât pentru părinții care au optat deja pentru o școală, dar s-au răzgândit între timp, cât și pentru cei care nu și-au înscris micuțul niciunde. În această ultimă etapă, solicitările pot fi depuse la secretariatele unităților de învățământ până în 18 mai. Primele 8 zile din această etapă le sunt alocate părinților care insistă să-și înscrie copiii la școala preferată. După data de 9 mai, doar la școlile de circumscripție se vor mai face înscrieri. Chiar și părinții care nu au apucat până acum să-și înscrie copilul pot înregistra cereri la unitatea de învățământ din circumscripție. Indiferent de numărul de locuri disponibile, școala este obligată să-i înscrie. Așa că, până la urmă, toți preșcolarii din Timișoara vor avea acces la clasa pregătitoare. Iubitorii de carte au parte de volume pe alese chiar în centrul Timișoarei. Zona s-a transformat într-o librărie imensă, unde titluri proaspăt ieșite din tipar sau din contră de mult consacrate stau la loc de cinste pe sute de metri de rafturi. Oferta e pentru toate vârstele și buzunarele, întrucât editurile au venit cu reduceri de prețuri care ajung și la 70% față de sumele practicate în afara târgului Gaudeamus, care s-a deschis astăzi în orașul de pe Beca. Un cort de 800 de metri pătrați găzduiește de azi și până duminică evenimentul în cadrul căruia an de an se citește serios. 65 de edituri le-au adus timișorenilor cărți românești, dar și străine, iar prețurile sunt promoționale. Cele mai mici coboară chiar și până la un leu. Reducerile sunt de între 30 și 70%, deci până și la ultimele apariții reducerea este de 30%. Deci o carte nouă care a apărut săptămâna trecută are reducere de 30% față de librărie. De la volumele fantasy la cele de istorie, toate au fost luate în vizor de pasionații de carte, fie ei cu experiență sau începători în ale lecturii. Ne beneficiem de câte o reducere, de câte o carte bună, vine vara și mai uiți de căldură când citești ceva frumos cu un pahar rece lângă tine cu apă. Vreau să iau cartea asta cu Voicoiacu. Am mai fost astăzi, știu exact unde mă duc, am găsit-o pe asta întâmplător. Noutățile în domeniu sunt la târgul Gaudeamus, la ele acasă. E o literatură în bandă desenată, se adresează copiilor, îi fac pe aceștia să devină mult mai creativi. Nu lipsesc nici tablele interactive care demonstrează că volumele clasice se pot îmbina cu succes cu noile tehnologii. La Gaudeamus, timișorenii pot să cumpere carte, dar sunt invitați în același timp să doneze. În cazul în care biblioteca de acasă a devenit neîncăpătoare, îi invităm așadar să contribuie la clădirea unor biblioteci în mediul rural, la completarea fondului de carte din bibliotecile din județul Timiș, acolo unde este nevoie de fond de carte. Târgul poate fi vizitat gratuit de miercuri până sâmbătă, între orele 11 și 21. Duminică, 6 mai, programul de vizitare este între orele 10 și 14. Temperaturile ridicate au pus stăpânire pe Timișoara. Astăzi, maxima a depășit 30 de grade Celsius în capitala Banatului, iar oamenii s-au adaptat cum au știut mai bine. Și-au scos din dulap hainele subțiri și nu s-au sfiit să stea ore în șir la terase. Meteorologii spun însă că în zilele următoare temperaturile vor scădea puțin, iar canicula va fi alungată de averse. 33 de grade Celsius au arătat la prânz termometrele instalate pe străzile din Timișoara. Soarele a ars la fel ca într-o zi de august, iar oamenii l-au întâmpinat cu băuturi răcoritoare și alimente menite să reducă efectele caniculei. E foarte cald pentru început, acum e prea repede căldura. Să sperăm că nu o să fie așa în fiecare an. Este abia început de mai, dar Timișoara a intrat deja sub zodia caniculei. Ca urmare, lungimile hainelor s-au redus, materialele din care sunt confecționate acestea s-au subțiat, iar vedeta zilei este, fără îndoială, înghețată. E prea cald pentru luna mai. Dar ne simțim bine. Mai greu au făcut față caniculei cei care au venit în Timișoara din alte orașe. Nu erau obișnuiți cu temperaturi atât de ridicate, iar întâlnirea cu orașul de pe Bega s-a dovedit a fi cu adevărat fierbinte. It's hot for us because we are not used to such a climate. Humidity is quite high, so it's even worse to maintain whole day. Potrivit meteorologilor, temperaturile au variat astăzi la Timișoara între 27 și 33 de grade Celsius. O vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, am putea spune.
iar pentru mâine temperaturile se vor încadra în general între 25 și 30 de grade, iar mâine spre seară și în cursul nopții vremea va deveni instabilă, local vom avea averse, descărcări electrice, vor fi și condiții de grindină. În weekendul următor, mercurul din termometre va indica valori situate între 22 și 27 de grade Celsius. Claudiu Belu a debutat în reprezentativa sub 19 ani a României. Fundașul Politehnic a evoluat în ambele meciuri câștigate de tricolori împotriva Israelului, iar în al doilea joc a reușit și o pasă de gol. Fotbalistul va face joncțiunea cu colegii săi pentru meciul de la Târgoviște, acolo unde Poli va juca sâmbătă de la ora 11. Vali Velcea va putea folosi sub turnul Chindiei și pe Mera, Scutaru și Poparadu, cărora le-au expirat suspendările la disputa cu Luceafărul. Incert e încă Sandu, accidentat în partida cu Bihorenii. În paralel cu meciul de la Târgoviște, privirile poliștilor vor fi îndreptate și spre echipele de juniori. Timișoara va găzdui faza regională pentru juniorii A. Între 5 și 9 mai, alb-violeții vor înfrunta Universitatea Cluj, Gazmetan Severin și Gazmetan Mediaș pe terenul 1 al complexului Dan Păltinișanu. Unul dintre eroii leilor din Banat în primele două meciuri cu Umo Bitelco Cluj a fost Zlatko Jovanović. Chiar dacă nu a marcat cele mai multe puncte, sârbul a impresionat prin dorința sa de a juca. A intrat pe teren cu dureri mari la braț, iar sâmbătă s-a accidentat și la picior. A ținut morciș să fie 24 de ore mai târziu din nou pe teren. Până acum Jovanović are 65 de jocuri în toate competițiile. I have some problems, but it's okay. This is normal. Maybe I'm a little bit tired more than the other guys, but everybody's tired. Nothing, this is normal. 65 games, I don't know, NBA, how much they play, something. 80, so we are almost like NBA. No, I joke. Zlatko încearcă acum să se recupereze cât mai bine pentru următoarele jocuri din play-off. Speră ca Timișoara să joace până la capăt, iar el să fie pe teren. I hope so, I will not die on the court, but I will try until the end. I will find some way. BC Timișoara e echipa cu cele mai multe meciuri jucate în acest sezon dintre toate formațiile din campionat. Alvioleții au avut parte până acum de 52 de jocuri, cu 9 mai mult decât următoarea clasată Umo Bitelco. HM Poli încheie campionatul fără cel mai bun marcator. Golgheterul alb-violeților Neluțu Stan va fi operat la ligamentele încrucișate și va sta pe margine 3 luni. Interul timișorenilor nu a mai evoluat în niciun meci oficial în luna aprilie și din cauza accidentărilor nu a mai fost reținut nici în lotul naționalei. Stan a marcat 116 goluri în 23 de etape și ocupă locul 8 în clasamentul golgheterilor campionatului, o treaptă mai sus față de coechipierul său Mihai Timofte. Pentru meciul de etapă viitoare de la CSM București, Nedel Covuccovici nu se va baza nici pe Mirko Lalić, dar nici pe Marius Ignaț și Alexandru Ursu, toți trei accidentați. În schimb, capitanul Cristian Fenici va reveni în teren după suspendarea ispășită la meciul cu Știința Bacău. Bănățenii încheie campionatul pe 12 mai. După jocul din capitală urmează tot o intermediară la campioana HCM Constanța, pentru ca ultima etapă să o dispute pe teren propriu contra lui CSM Satu Mare. Domnilor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Revedem înainte de final principalele știri pe scurt. Un aparat pentru care statul român a plătit 1 milion de euro se dovedește inutil. RoboScan, menit să depisteze produsele de contrabandă de la graniță, nu a reușit să găsească nici măcar un pachet de țigări de când a fost instalat. Mai mulți candidați la alegerile locale și-au instalat deja afișe electorale în Timișoara, deși legea interzice promovarea acestora până la începerea campaniei. Volume pe alese și oferte promoționale la Târgul Gaudeamus, deschis astăzi în Piața Operei. Iubitorii de carte pot cumpăra volumele preferate la prețuri reduse chiar și cu 70%. Puteți urmări știrile noastre și pe pagina de internet analogtv.ro. Dacă ați fost martorul unui eveniment, trimiteți-ne imaginile surprinse pe adresa știrea@analogtv.ro. Doriți să ne transmiteți o informație care poate deveni o știre, atunci sunați la numărul de telefon 0256 200 203. Un reporter va prelua apelul dumneavoastră. Eu sunt Iulia Pop, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! În următoarele zile, vreme frumoasă și caldă, dar și ceva nori care vor aduce ploaia. Dar iată pe larg datele meteo. În județul Arad, la noapte, vremea va fi caldă, cerul va fi variabil, izolat sunt posibile averse. Vântul va sufla, în general, slab. Minima nopții va fi de 13 grade Celsius la Arad și 20 la Șiria.
Mâine vremea va deveni în general instabilă, cerul va fi temporar noros. După amiază, pe arii restrânse pot apărea averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În cursul nopții, aria precipitațiilor se va extinde treptat. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic. Temperaturile maxime vor fi de 26 de grade Celsius la Șiria și 29 la Arad. În Caraș Severin, la noapte, vreme caldă, cer variabil și posibil averse. Vântul va sufla în general slab. Minimele vor fi de 11 grade Celsius în Reșița, 13 în stațiunea Băile Herculane, 14 în Caransebeș și 18 în Oravița. Mâine vremea va deveni în general instabilă, iar cerul va fi temporar noros. După amiaza, pe arii restrânse, îndeosebi în zonele de deal și de munte, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat vor fi și condiții de grindină, iar cantitățile de apă cumulate în 24 de ore vor depăși 15 litri pe metru pătrat. În cursul nopții, aria precipitațiilor se va extinde treptat. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic. Maximele vor fi de 28 de grade Celsius în Oravița și Reșița, 29 în Caransebeș și 30 în stațiunea Băile Herculane. Și în Timiș, la noapte, vremea va fi caldă, cerul va fi variabil și izolat în posibile averse. Vântul va sufla în general slab. Temperaturile minime vor fi de 13 grade Celsius la Lugoș, 14 la Jimbolia și Timișoara și 15 în Sânicolau Mare. Mâine în Timiș vremea va deveni treptat instabilă, iar cerul va fi temporar noros și sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat vor fi condiții de grindină, iar cantitățile de apă cumulate în 24 de ore vor depăși 15 litri pe metru pătrat. Noaptea, aria precipitațiilor se extinde, iar vântul va sufla de la slab la moderat din sud. Maximele vor fi de 28 de grade Celsius în Jimbolia și 29 în Timișoara, Sânicolau Mare și Lugoj. La noapte în Timișoara, vreme frumoasă, cer variabil, vânt slab și o temperatură minimă de 14 grade Celsius. Mâine vreme instabilă și cer temporar noros. După amiază pot apărea averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 29 de grade Celsius. Vineri vremea se va răci și va fi instabilă. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse va ploua în aversă și vor fi de asemenea și descărcări electrice. Izolat se va semnala grindină, iar cantitățile de precipitații vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector vestic cu intensificări temporare ziua. Temperaturile minime vor fi de 11 grade Celsius în Caraș Severin și Arad și 12 în Timiș, iar cele maxime vor fi de 24 de grade Celsius în Caraș Severin, 25 în Arad și 26 în Timiș. Sâmbătă vremea va fi ușor instabilă, cerul va fi temporar noros. Ziua, pe arii restrânse, îndeosebi în zonele de deal și de munte, vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat din sud. Minimele vor fi de 11 grade Celsius în Caraș Severin și Arad și 12 în Timiș, iar cele maxime vor fi de 25 de grade Celsius în Caraș Severin și Arad și 26 în Timiș.